În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tinere, ție ți zic, scoală-te. Iubiți credincioși, nu cred că există un prilej mai fericit să vorbești despre înviere decât acela în care cineva poate să vă spună despre călătorie, pentru că știți foarte bine cum spun francezii și noi suntem de acord cu ei, partir se murire în pe. A pleca înseamnă a muri puțin. Ei bine, vreo două săptămâni am murit și eu în Occident puțin și m-am întors. Pot să vă vorbesc acum despre cortegiul pe care Mântuitorul l-a întâmpinat când să intre în cetatea Nainului, un cortegiu care purta pe fiul unic al mamei sale, văduve, și era purtat într-o cernită zi, cum iată că Dumnezeu nu ne-a rânduit astăzi să avem, pentru că eu nu vreau să vorbesc despre vreme cernită, ci despre înviere. Este pentru mine un mare prilej de a-mi aduce aminte de cea de-a doua predică a vieții mele din pragul acestui sfânt altar. Se întâmpla acum 21 de ani, pe 8 era atunci, octombrie, pe 1 octombrie fusesem instalat în biserica aceasta ca paroh și iată că după 21 de ani încă mai sunt aici. Și mulțumesc tare mult! Și iată că Dumnezeu mi-a rânduit ca odinioară să stau de vorbă cu dumneavoastră. Ei, după atunci mă gândeam eu că înțelesul învierii fiului văduvei din Nain ne scapă puțin. Și anume, m-a întrebat cineva odinioară de ce atunci când o mașină în mare viteză și eventual noaptea, atunci când șoferul este obosit și adoarme, nimerește primul pom. De ce nu nimerește între doi pomi și să se trezească respectivul parătură? Și am răspuns, pentru că dumneata știi numai despre cazurile care s-au întâmplat cu pomul, pentru că ele se văd. Eu, unul ca duhovnic, și aveam experiență puțină. Nu că aș avea acum mai multă, dar e vorba de timp. Eu știu foarte multe dintre situațiile în care mașina nu a intrat în pom și nici în altă mașină și nici într-un parapet. Ei, ce vreau să vă spun? Ce se întâmplă după ce trăim astfel de momente? Era clar că odată și odată fiul văduvei din Nain avea să moară. Cum și Lazar avea să moară a doua oară și cum și fiica lui Iair a vrea să moară din nou. Dar ce s-a întâmplat? S-a schimbat ceva între prima înviere și a doua înviere? Eu acum 3 zile, joi, cam pe la prânz, am primit o floare foarte frumoasă, o hortensie cât un pepene. Și atât m-am bucurat de ea, încât am uitat-o pur și simplu pe masa mea acolo în chilia de spovedit. Și bineînțeles că am venit vineri dimineață și era o filită. Și a zis, mă, aici e un semn. Hai să încerc. Cred că orice om normal la cap, când vede o floare după atâtea ore fără apă și făcută complet, stafidită ce mai. Am luat o sticlă cu aghiazmă și zic, o pun aici, să văd și eu ce vorbesc la oameni duminică. Să văd ce se poate întâmpla. Și am așezat floricica în apă, în sticluța respectivă, pe care o am la îndemână. Am venit, am făcut maslu, vă spun că după maslu se hidratase biata floare și era exact cum este și acum. O să vă arăt la sfârșitul slujbei. Mă bucur că și sora care mi-a oferit-o este aici ca să confirme. Și mi-am dat seama că puteam să o las să moară de atunci. Așa putea să facă și Mântuitorul cu fiul văduvei din Nain. Putea să-l lase fără apă, fără viață de atunci. Că oricum știa că până la urmă floarea asta nu o să țină o veșnicie. O să moară odată și odată. Dar
ce se întâmplă între prima viață și a doua viață. Păi deja eu mă uit cu alți ochi la ea. Mă uit că am viat sub ochii mei. Și mă bucur că Dumnezeu prin aceasta mi-a dat semn că m-a iertat că am lăsat biata floare fără apă. Ei, cu noi se întâmplă același lucru. Vă spuneam despre ce frumos constată francezii că a pleca înseamnă a muri puțin. Primii 8 ani de preoție aici n-am murit deloc. Adică n-am plecat nicăieri, am venit duminică de duminică în fața dumneavoastră, a celor câțiva care erați atunci, și iată că acum suntem din ce mai mulți, pentru că știam că este o etapă de acumulări. După care, încet, încet, am început să-mi permit să mai mor. De ce? Ca să înviez. Cine nu moare, nu înviază. Și chiar frumos, mă bucur că este aici fratele care mi-a transmis acest lucru de la alt francez, de-al nostru, Eugen Ionesco. Cine moare înainte de a muri, nu mai moare după ce moare. Problema este următoarea. Dacă murim păcatului, cum zice și Mântuitorul, și înviem dreptății, cu siguranță că am făcut ceva. Dacă murim înainte de a muri, adică dacă ne jertfim, dacă facem ceva cu noi, nu mai murim după ce murim. Asta e clar. Ei, acum problema este alta. Ce facem cu bucata aia de viață pe care o avem după? Noi am plecat de acasă. Am plecat de acasă. Ei, când ne-am întors, ne-am întors. Alții. Întotdeauna, când, cel puțin eu personal, nu pot să mă pun în pielea dumneavoastră, dar eu când plec cu avionul, aia este teologia maximă. Teologia maximă când ai pus piciorul după scara avionului înăuntru. Din acel moment știi clar că nu mai aparține ție niciun fel de posibilitate de a ieși. Chiar spunea odată cineva că a anunțat bietul pilot, capitanul de cursă, că nu se mai poate face nimic, că intră într-o zonă în care pierde înălțime și așa mai departe și zice, puteți să vă rugați la Dumnezeu. Și unul știa că are un confrate preot acolo în compartimentul lui și îl întreabă, ce a vrut să spună? Zice, a spus că nu mai avem nicio șansă. Contează foarte mult cum ne raportăm. Și să știți că nu e de glumă cu avioanele. Mi-a spus un pilot de cursă, așa adevărat, ce părinte, uite-te la el, ce toată lumea crede că acest avion planează. Nu. Zice, după ce se oprește motorul, el se comportă exact ca un fier, ca o nicovală se duce. Direct în jos, nu mai merge, nici 3 metri nu se mai duce în față. E, având eu toate informațiile astea în cap, acum v-am făcut și pe dumneavoastră părtaș, întotdeauna când intru acolo zic, Doamne, asta e toată teologia, mulțumesc, de acum înțeleg că de fapt eu nici pe pământ n-am avut vreodată asupra mea vreun control. Dar acum îmi arăți. Bineînțeles că așa este. Statistic vorbind, sunt mai multe accidente mortale făcute pe șosea decât cele în aer. Împărțind și făcând o proporție, e sigur că avem dreptate. Și atunci îmi zic rugăciunea, foarte frumos, mergem, ajungem la destinație, la destinație, altă mare rugăciune. Doamne, eu am venit, dar bagajele vin după mine. Momentul acela de coborâre din avion, că te ia cu autobuzul sau că te duci direct și până când arăți pașaportul, rugăciunea merge în continuare. Doamne, dar ce am acolo? Și ți-aduci aminte și ce ai uitat acasă. Și zici, poate e mai bine că am uitat acasă. Și încep și rugăciunea merge, până când vezi pe bandă că vine unul așa și se pare că este și zici, ah, m-am grăbit, Doamne, să-ți mulțumesc că mi l-ai adus, nu-i ăsta. Și trece și trece și trece, până la urmă vine. Bun. Imediat ai uitat. În momentul ăla ai uitat și de Dumnezeu și de toate, ai bagajul. Ai plecat, da, începi pe la jumatea drumului, adică a ieșirii, că stai o săptămână, două, să te gândești, bă, mă întorc iar. Iar mă întâlnesc cu Dumnezeu în avion, iar mă întâlnesc cu Dumnezeu la sala de așteptat bagaje și ce mă fac? Și trec ani și trec ani, uite, acum sunt 10 ani de când merg și eu cu avionul. Și când mă întorc, același lucru. Aceeași teologie și când ajung la bagaje, același lucru și mă uit cum se învârte banda
Și zic, Doamne, îți promit că de acum nu o să mă uit niciodată aceste momente, o să fiu mai atent cu toată lumea. Și atunci când ți-ai și luat bagajele și zici, gata, am ajuns, deja mintea unde ți este? La următoarea plecare. Doamne, rămâi acolo în avion, văd eu cum fac și ne întoarcem și stăm de vorbă. Problema este următoarea. A pleca înseamnă a muri puțin, dar înseamnă și mai mult a învia mai mult. Spuneau bătrânii noștri, și dacă treci strada, te înțelepțești. Tot la călătorie se vorbea. Va să zic că contează foarte mult învierea cu care venim. Eu acum 34 de ani am plecat spre seminar. Deci am plecat să mor cu teologia de gât și cu Dumnezeu în brațe, adică Dumnezeu să mă țină pe mine în brațe și iată-mă acum să văd cum mă prezint în fața dumneavoastră după atâta vreme de călătorie. Am plecat și acum m-am întors. Acum 21 de ani v-am spus că am primit acest mare dar de a vă vorbi după soleia aceasta și iată că am murit atunci și acum înviez și trebuie să vă dau mărturie despre omul înviat. Pentru că asta este cu mărturia de la cetatea Nain. Iubiți credincioși, îmi permit să vă spun despre sufletele noastre și despre înviere, pentru că este mai mult decât un lucru care s-a petrecut cu fiul văduvei din Nain. Este vorba de noi. Pe unde am trecut și cum am conștientizat că am înviat și acum trăim o altă viață. Când ne ducem la spovedit, murim păcatului și înviem dreptății. După fiecare spovedanie, am înviat. Și chiar mă bucuram acum câteva zile, bineînțeles când îți lipsește obiectul muncii, dragi, bineînțeles că atunci când o reiei cu multă patimă, în sensul bun al cuvântului, te bucuri și mai mult. Și am văzut câteva fiice de la mine duhovnicești, când au intrat, erau într-un fel și când au ieșit cu zâmbetul pe buze. Și a zis, asta înseamnă că a înviat. A murit ca să învieze. Spunea Părintele Asenie că nu putem înțelege viața dacă nu înțelegem moartea. Păi foarte bine. Să vedem de ce s-a oprit Mântuitorul să îl ia pe fiul văduvei din Nain, să-l dea din nou mamei sale, ca să învățăm și noi ceva. Nu cumva face Dumnezeu în fiecare moment cu noi același lucru și noi trecem cu vederea de lucrul acesta? Cine din noi poate să fie atât de nebun încât să creadă că ziua de mâine este a lui? Poate să fie nebun, dar vă spun sigur că ziua de mâine nu e a noastră. Noi trebuie astăzi, când ajungem acasă, să spunem, da, am înviat. Uite, ne-am dus cu cortegiu de păcate, cu cortegiu de gânduri, cu cortegiu de lucruri urâte la biserică și venim alții. Cum trăim după ce am înviat? Aceasta este provocarea zilei de astăzi. Și eu de asta vă spun, când m-am întors, mi-am propus ce? Să fiu priveliște celor care mă cunosc, care să vadă în mine că am înviat. Să vadă în mine că n-am murit degeaba. Că aici e problema. Unii cred că toată viața trebuie să fii viu. Nu, din când în când trebuie să mai și mori. Pentru că dacă ești viu toată viața, poți să pățești ca cel care n-a plecat niciodată din casa lui, ori de frică, nu cumva să cadă ceva peste el, ori de sărăcie, că n-a avut cu ce să se ducă mai încolo sau încolo, dar a rămas tot timpul așa. Putem să spunem că a rămas viu? Nu se știe. Pentru că viața vine după moarte. Și iar îmi aduc aminte de fratele meu care mi-a scris câteva lucruri foarte interesante. Omul, să nu uitați, este singura ființă care se naște muritoare și moare nemuritoare. Între aceste două lucruri, între aceste două stări ne aflăm noi, dar ne aflăm în fiecare zi. Și atunci, dacă tot am venit, am luat o experiență pe care trebuie să o aducem și altora. Am avut experiențe pe care vi le-am spus de fiecare dată și v-am spus și locurile prin care am fost. O să vină vremea să vă spun și pe unde am fost când am lipsit acum două săptămâni. Dar acum vreau să vă spun că trebuie să intuiți în mine că am venit un om viu. Un om care să vă spune că dacă nu murim, nu putem să înviem.
dacă nu murim la spovedanie de rușine în fața duhovnicului, că am făcut cu tare sau cu tare, nu avem cum să murim, să înviem. Pentru că învierea vine după moarte. Dacă nu ne-am omorât sufletul care ne spunea că nu e bine cu un anumit lucru sau cu altul, nu putem să înviem în pace și în dreptate. Dacă nu ne-am omorât pe noi, în noi înșine, dorința ca celălalt să facă așa cum credem noi că este bine, cu siguranță că nu putem să înviem și să ne bucurăm de o atmosferă plăcută. Iubiți credincioși, astăzi, dacă tot ne-a rânduit Dumnezeu o vreme atât de frumoasă, este clar că trebuie să înțelegem o dată pentru totdeauna. Nu se pune accentul pe moarte, pe moartea fiului văduvei din Ain. Nu vedeți că Sfinții Apostoli și mai ales Sfântul Evanghelist Luca putea să ne spună că după 25 de ani, 30 de ani, că i-a supraviețuit atâta timp Sfântul Evanghelist, putea să spună, a murit de nou. Vedeți că n-a spus asta. De ce? Pentru că l-a lăsat pe el, pe acest fiu al văduvei din Ain, ca să ne demonstreze nouă că viața merge mai departe. Dar care viață? După moarte. Numai viața după moarte este una adevărată. Noi ne rugăm lui Dumnezeu întotdeauna să simțim transformarea de după o călătorie. Nu v-am spus și altă dată că atunci când ne plănuim o călătorie, o trăim vreo 40% prin plănuire. Cum o să facem? Cum o să trecem? Când ne întoarcem din călătorie, un 55% este povestirea. Păi povestești încă ani de zile ce ai făcut 10 zile într-un loc frumos. Și pentru momentul respectiv mai rămân un 5% așa. Atâta trăim în momentul respectiv. Adică exact momentul acela a venit Mântuitorul și a pus mâna pe sicriu și a zis, tinere, ție zic, scoală-te. După aia tânărul, probabil că toată viața lui, a povestit cum s-a întâmplat acest lucru. Iubiți credincioși, eu mă rog lui Dumnezeu să ne rânduiască în fiecare zi o călătorie frumoasă din care să ne întoarcem alții. În fiecare zi să conștientizăm că Dumnezeu este bun cu noi și ne arată că ori de câte ori credem noi că ne-a omorât cineva sau că a murit în fața cuiva, atunci este șansa de a învia și de a trăi altfel decât până atunci. Să rugăm pe Bunul Dumnezeu ca Nainul în care a săvârșit învierea fiului văduvei să fie casa noastră din care să plece ceea ce trebuie să moară și să se întoarcă ceea ce trebuie să vieze. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.